asta transmit tuturor oamenilor. Să aibă încredere în orice moment, în orice moment și clipa vieții lor cu care se vor confrunta și se vor întâlni. Să fie optimiști, să nu se dea bătut, să lupte, pentru că viața însăși este o luptă. Când mi-a spus, zice, domnul Florin, trebuie să vă spun că, zice, aveți un diagnostic destul de grav. Timp în care am spus, zic, vă rog să mi-l spuneți, adică l-am primit, am încercat să accept ceea ce îmi spune dânsa. Și plângea, nu putea să vorbească. Zic, doamna doctor, zic, de-a lungul timpului, zic, eu am făcut spor, zic, am fost un băiat puternic, un băiat luptător, zic, pot să primesc tot ceea ce îmi spuneți. Și până la urmă am avut puterea să-mi spună că am o tumoră în stomac, o tumoră de malignă și este o situație destul de gravă. Sigur că eu am început să zâmbesc. Să zâmbești? Da, să zâmbesc. Am început să zâmbesc și am zis, doamna doctor, nu este niciun fel de problemă, zic că trebuie să accept această situație și zic că voi fi bine. Asta i-am spus, asta a fost reacția mea și ea care a zis că, zice, eu așa ceva n-am întâlnit în viața mea, pentru că, zice, este o situație foarte gravă, zice, efectiv a rămas oarecum, nu înțelegea despre ce este vorba, că niciun pacient n-a întâlnit în așa fel să primească o veste de asemenea învergură cu o liniște și cu o pace care, practic, am simțit că vine de undeva de sus. Și erau 10 medici care toți se uitau la mine și mă priveau trist, în sensul că știau gravitatea situației și diagnosticul care l-am. Asta mi-a și spus, zice, știi exact diagnosticul care l-ai? Zic, da, îl știu. Și au lăsat capetele toți în jos. Și nu le venea să creadă că un om tânăr de vârsta mea, având în vedere și faptul că am fost sportiv și am avut o construcție bună și un corp sănătos, un organism sănătos, poate să fie în asemenea situație. Și am încercat să liniștesc, din nou, asta a fost a doua oară, din nou am început să zâmbesc. Dar în momentul când am zâmbit, am început să și plâng, aveam lacrimi în ochi. Dar am încercat să le ridic moralul la toți și să le spun exact ceea ce vă spun și vouă și dumneavoastră. Doamna doctor, eu voi fi bine. Eu voi fi bine, mă voi face bine. Și efectiv nu le venea să creadă, pentru că toți aveau lacrimi în ochi, toți erau capetele plecate, doctor și toți care erau acolo. Pentru că din punct de vedere medical sunt niște situații care ei le cunosc, adică un medic cunoaște gravitatea bolii. Dar mai presus de medicină, cum am încercat să-i spun și doamnei doctor, zic, doamna doctor, știu diagnosticul, știu că dumneavoastră din punct de vedere medical aveți, modul dumneavoastră de a interpreta lucrurile. Dar zic, eu ca om simt că voi fi bine, mai presus de medicină. Și așa am făcut, simt că voi fi bine și voi fi bine.